Uite cum arată inventarul unui fermier adevărat. Două ferme și 18 hectare de pământ cultivat, plus o gospodărie plină de oi, vaci, capre, porci, găini și rațe. La doar 24 de ani, Marian se ocupă de toate astea alături de părinții și de bunica sa. În plus, este și angajat ADP de 2 ani. Eu sunt o persoană simplă, modestă, îmi place să mă distrez, îmi place să-mi trez viața. Îmi place să am tot timpul portofelul plin, să am bani la mine, unde mă duc, să nu poftesc ceva și să n-am. Îmi place să fiu în centrul atenției foarte mult, îmi place să vorbesc foarte mult. Bine, probabil că și că vorbesc mult, ar fi tot o parte negativă. Că pe unii cam îi deranjează, dar pe mine nu, mie îmi place. Părerea celor despre mine nu mă interesează. Și că are o părere și că n-are eu totul. Este o fire vulcanică, neliniștită. Da, nu-mi place să stau într-un loc, tot timpul trebuie să merg. Nici noaptea în pat nu stau într-un loc, mă învârt pe o parte pe alta. Nu pot. Nu am starea, am o energie mare de tot. Tot timpul găsesc ceva de muncă. Chiar dacă n-am la muncă, sau chiar dacă zic că asta un caz și mă relaxez. Nu pot. Măcar vin și fac o cușcă la iepuri mai mare. Sau, nu știu, altceva. Găsesc ceva de lucru. Te montez plugul și îl fac la loc. Fac ceva. Eu mă consider o persoană destul de fericită. Am tot ce-mi trebuie. Familia lângă mine și plus de asta am sănătate, e cel mai important, că sunt sănătos. Singurul care mi-a lipsit este o fată destul de serioasă. Eu nu cred în dragoste la prima vedere. Nu cred, nu pot să cred așa. Am avut relații destul. Nu pot să dau un număr. Bine, nu sunt nici mare gigol. Să zici că, bă, na, mare frumusețe de om. Probabil că e și asta ceva care atrage. Știi ce zic? E gen, dacă mi se pune pata pe o persoană, nu mă las până nouă. Sunt singur de o lună. N-am mai avut relație. Bine, nici lungă n-a fost. Nu ne potriveam. Ea vrea să cânte în cască cu un cocoș. Când vine vorba despre viitoarea iubită, Marian știe exact ce calități trebuie să aibă și cum să arate. Are o listă lungă cu profilul nevestei ideale, iar la pretențiile lui se adaugă și cele ale mamei sale, despre care recunoaște că a intervenit puțin în fostele sale relații. Eu caut genul de femeie care, pe lângă treburile gospodărești, treburile casnice, treburile de acasă, să fie și îngrijită, să îngrijească, să-și facă timp și pentru ea, să meargă la un salon, să meargă la coafură, să fie serioasă, să fie gospodină, să-și vadă treaba ei, să nu aplece urechea când iese până la magazin, să întâlnește cu 10.000 de inși, până 10.000 de inși, un lucru diferit și să vină acasă chef de ceartă și chef de întrebări că ce, că cum și în ce fel. Fără de asta. Să fie înaltă, dar nu mai înaltă ca mine, brunetă, părul până la mijloc, să aibă ochii verzi sau căproi. Și ce zic? Să nu fie slabă, 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 nici foarte grasă. Să fie așa plinuță, exact cum trebuie, să fie cu minte, deșteaptă și, nu știu, să știe să integreze în tot felul de oameni. Știi ce zic? O femeie trebuie să mă facă fericit și împlinit modul de a se purta, să fie alături de mine și la bine și la greu, și că am și că n-am. Nu știu, să trecem împreună peste toate. Asta ar fi genul de femeie care mie mi-ar trebui să mă susțin în tot ceea ce fac. Și eu pe ea și ea pe ea. Hai mă, Mariană, că încercăm să te ajutăm. Lista cu trăsăturile femei ideale, să știți că e aici. Uitați cum arată lista. Are ceva, nu? Are ceva pretenții? 1,60 m, nu știu, cred că are mai mult. Da, haide că vedem imediat și analizăm toate aceste cerințe în câteva momente, pentru că vreau să-l cunoașteți pe gospodarul Marian Preda. Stai, să se oprească muzica ca să te auzi. Te salut, Mariane. Să trăiți. Ai venit exact cum trebuie. Da. Exact. Până acum ești foarte bine. E foarte bine, da. S-a dus zvonul la toți gospodarii că aici la emisiune se vine cu țuiculiță. Bă, n-a dus unul vin, toți țuică. Păi, deci au înțeles. E bună, e de anul trecut? E de vreo 3 ani. De vreo 3 ani. E bună. Avem brânzică. Astea sunt toate făcute de tine? De mama, cu ajutorul mamei, bineînțeles. Păi, tot băiatul lui mami. Păi, cum adică mami? Păi mami gătește, eu... Am înțeles. Și eu dau mai puțin. Tu doar le mănânci, eu se doar vede. Investiți. Un cozonac, o plăcintă, cintă... minunat. Pune-le aici, Doamne ajută. Avem, fii atent, țuica. Haideți să facem în felul următor. Te las pe tine țuica să o bagi în cămară, ca să vezi cum arată cămara. Ok. Te pune acolo repede de la gospodari. Brânzică. Haideți, dragi colegi, că și astăzi nu mai cumpărăm mâncare de prânz. Avem aici. Am colegi, uite-te aici ce... Pune acolo, direct la țuică. Vezi cum e, uite aici.
Ce zici? E tare de tot. E tare de tot. Tare, da, de tot. Stai să aprim becul, că poate nu vezi unde trebuie să o pui. Exact. Știi cum e toată povestea? Că dacă te duci unde e foarte multă bere, e berărie. Dacă te duci unde e foarte mult vin, vinărie. Păi și dacă am multă țuică? Țuicomicină. Țuicomicină, e foarte bine. Haide, ia un loc, te rog frumos, aici. Că vrem să te rezolvăm. De asta ai venit, da? Da. Ești pacientul nostru, astăzi imediat te rezolvăm. Luăm lista și gata. Vino mai aproape încoace. Fugi așa de mine? Nu, cum să fug? Uite-te la mine, sunt salvarea ta. Astăzi le spunem oamenilor că dacă se înscriu pe gospodarfărăpereche.protv.ro sau la numărul de telefon afișat pe ecran, o să-l vezi imediat, dau lovitura, te cuceresc pe tine. Da. Hă? Ar fi bine. Ar fi bine, dar uite lista asta, mă înspăimântă. Haideți să o analizăm, astea sunt cerințele tale, bă, băiatule. Da, deci astea sunt cerințele tale. Ce înțelegi tu prin, așa scrie aici, portretul femeii ideale, oameni buni? Cam asta își dorește Marian Preda, iar eu acum zic să analizăm situația ca să fie totul foarte clar, da? Scrie aici, să fie preocupată de treburile casnice, adică gospodină, nu? Gospodină, da. Până aici e bine, am înțeles. Să fie îngrijit, asta n-am înțeles-o. Se îngrijească ea ca femeie, să aibă unghii făcute, manichiure, pedichiure, coafor. Păi și cum adică, păi unghii făcute lângă, la gospodar acolo, pe la lângă fermă? Chestiile astea, femeia trebuie să îngrijească. Perfect, dar cheltuielile astea cine le plătește? Eu. Deci perfect, bravo, asta e bine, până aici ești un domn. Când o să vină să-ți spună că vrea să schimbe culoarea la unghii și să-și pune unghii false în fiecare zi... Nu, chiar în fiecare zi, că nu... Să vezi tu. Să-și facă timp pentru ea, adică... Tot chestia asta, să aibă timp și pentru ea, adică nu numai... Să mai spele cu gospodăria, adică. De când în când, așa. Adică apă și săpunul e din partea acasă. Din partea acasă, da. Adică nu să stea numai în... Nu, dar să aibă timp pentru ea, poate ea vrea să meargă la sala de sport, poate vrea un film. Sau la un film, sau la o terasă, sau la o ceva. Păi și tu o lași? Păi de ce să nu o las? Dar comunicăm și e încredere, da, e tot ok. Păi și nu vrei să stea mai mult, să te ajute acolo cu vacile, cu oile, cu caprele? Ba da, o să stea și acolo, dar nu putem să o ținem numai acolo. Când o dat de gustul de la terasă și de Facebook, vezi că am avut niște cazuri pe aici. E jale. Facebook acum e la toată lumea, adică nu mai... E la liber. E la liber, dar vezi că face și multe nenorociri. Știu. Ai grijă. Să frecventeze saloanele de înfrumusețare și să se coafeze. Păi am stabilit că da, dar tu îți dai seama câți bani bagi aici? Ce contează? Adică ești pregătit? Da. Păi asta înseamnă că trebuie mai vinzi o vacă, mai vinzi un cal, tot. Nu vindem nimic. Tot ce avem e producție. Deci... Scoatem bani din ce facem. Da, costă chestiile astea. Păi da, tocmai e. Perfect, foarte bine. Să fie serioasă, asta n-am prea înțeles. Adică? Adică să fie serioasă. Adică să nu joace mingea. Când de la mine, când la altul, când la... știți? Adică să fie fidelă. Să fie fidelă, da. Dar dacă, și... de exemplu, ai aflat că mai... vorbește cu vreun verișor, s-a mai întâmplat în istoricul emisiunii. Nu știu cum ar fi dacă ar fi cu nervi verișor, să nu fie neverișor. Deci dacă e în familie, nu e problema. Nu e problema, mergem înainte. Pe bune? Nu. Adică dacă nu, dați seama, nu. O terminăm. O terminăm, bun. Să fie gospodin, am înțeles. Să-și vadă de treaba ei, asta... Tot la fel. Adică să nu aplice capul la ce spune lumea. Adică... Deci să nu... Să întâlnești ceva pe stradă și spune, vezi că Maria nu e bun de tine. A, bine, știi? Perfect. Adică să-și vadă de treaba ei, să nu bârfească, de să nu stea cu lumea prin sat, da? Da. Să nu vină acasă cu chef de ceartă și cu un kilogram de întrebări după ce îi aude pe alții spunând una și alta. Da, aceeași problemă numai de vreme. Hai, că până la urmă sper că se uită și ceva măicuță, că pentru tine poate cred că îți găsim de la... Păi, să nu vină acasă cu chef de ceartă, poate mai are și ea niște nervi, niște supărări. Să bine. Fie înaltă. Ce înseamnă înaltă? Că nici tu nu ești Ghiță Mureșan. Vă dați seama. Cam pe mine, 1.75, 1.80. Mai scundă, nu? Cam, nu, mai scundă. Îți plac înalte? Da. Să nu fie mai înaltă ca bărbatul ei, păi, adică să fie pe cât tine? Cam așa, cam cât mine, știi, da. Cum era columbeanul cu mânica... Da. Nu, a? Nu așa înaltă. Nu. Deci ca mărimea... Păi ce facem? Dacă era așa înaltă, mai aș lua o lesă și hai să... Să fie brunetă? Da. Deci, clar, blondele n-au ce să caute, nu? Nu. Deci nu? Nu. Nici o blondă nu care să o nu am ceva vopsești? Personal cu fetele blonde, dar nu plac mie. Dar o blondă pe care să o vopsești nu merge? Nu. Deci trebuie să fie de la mama ei naturală brunetă. Da. Aici ai tăiat foarte multe, îți dai seama. Știu. Dar mergi la fix. Deci acest mesaj este doar pentru brunete, numărul de telefon e afișat pe ecran și site-ul gospodarfărăpereche.protv.ro. Să aibă părul până la mijloc, adică? Cam așa, până aici. Aici, și dacă e mai lung. Cursă scurt? Nu, deci să nu fie până aici. Nu-mi place fetele cu părul scurt. Nu-mi plac. Deci nu, deci dacă are până aici, nu? Nu. Păi așa se poartă, e modern. Uf, dar mie nu-mi place. Filat un pic așa, pac, freză, nu? Să fie măcar până aici. Deci nu până... Să nu fie tunsul la scurt. De ce? Nu-mi place mie.
Păi de ce? Nu-mi place, nu mă atrage cu nimeni. Și dacă își pune perucă? E altceva. Mă dă jos după aia. Deci nu, deci să aibă părul lung. Da. Hai că n-am mai auzit chestiile astea. Să aibă ochii verzi? Sau căprui. Fură inima oricui? Deci nu albaștri. Și albaștri sunt frumoși. Păi atunci lasă să aibă ochi. Să aibă ochi, da. Să vadă. Așa. Să nu fie slabă-slabă, adică? Adică să nu fie slabă, să aibă slabă. Păi slabă, da, dacă e slabă și cu forme. E foarte bine. Da. Să nu fie, da, să nu fie și slabă și fără forme, adică să nu fie băț. Nu e. Deci un pic bine. Mai plinuț. Un pic mai plinuț. Cam cât de plinuț așa? Un 60 kg. 60 de kilograme? Tu cât de kilograme? 55. Eu am vreo 95. 95, păi nu, dar 55 de kilograme e slăbuță. 60. 60, am înțeles. Deci, fetelor, sper să fiți pe recepție. Să fie așa plinuț, așa cum trebuie, să fie cu minte, adică? Adică cu minte, să nu plecăm undeva să te intrăm într-un grup și a să apuce să desrăbăleze, să s-o facă... S-o ia cu capul. Fiecare, da. Dar fii sincer, ai avut o iubită care te-a înșelat? Am avut. Vino cu aici, stai la mine aici în brațe. Eu sunt un fel de doctorul Cristian Andrei. Imediat ai văzut că ți-am făcut cu portretul. Da. Cum s-a întâmplat, mă, Mariene? Erați de mult timp împreună. Aveam ceva timp de când eram împreună. Păi și ce a făcut? Îi plăcea viața. Adică? Adică plăcea să se distreze, îi plăcea să se distreze. Și te-a înșelat? Cum ai prins-o? Simplu. Adică? S-a văzut după aia. Comportamentul ei. Schimbat, imediat. Se purta mai rece cu tine? Da, ciudat. Noaptea o durea capul? Da. Noaptea cred că o durea toate alea, că nu nimic. Nu mai vrea nimic de la un timp. Nimic și? Nimic. Și până la urmă am zis, hai, gata, punem punct și ai terminat. Fost 100% convins că te-a înșelat? Adică ai văzut și poze și tot? Da, după care, la ceva timp, nici la două săptămâni, s-a afișat acolo. Era prieten de-al tău ăla? Da, era un cunoscut. Acum ați zis, v-am zis, pot să fiu psiholog, credeți-mă. Ai văzut cum te-am citit imediat, stai liniștit. Să fie deșteaptă, dăm test de inteligență? Nu, dar să nu fie nici bătut. Dar deșteaptă ce înseamnă? Adică să știe să vorbească, să știe să... Să nu merg la 10, să știe să mănânce undeva, când merge undeva. Am înțeles. Deci să știe să mănânce cu furculița, cu cuțitul, da, nu să știe să nu merg... Am înțeles. Să știe să se integreze în societate, adică da, să fie doamnă la oraș, gospodină în bucătărie. Corect. Și... Restul... Să-și facă fericit bărbatul prin comportament și atitudine, adică? Adică comportamentul, să se comporte destul de ok, să nu fie... Și fericit, adică... Și fericit seara. Păi și cum e asta? După 10. Să știi, să dansezi la bară, să... Și asta ar fi o idee bună. Da? Da. Să fie alături de bărbatul ei la bine și la greu. Asta e ca la căsătorie. Da, exact. Să susțină bărbatul în tot ce face. Da. A se continua după dorința. A rămas doar aici. Am înțeles. Deci, fetelor, găsiți întreg manuscrisul pe... site pe gospodarfăraperechie.pro.tv.ro. Acolo îl găsiți și pe Marian Preda. Este un băiat foarte gospodar. Să știți, mama lui gătește foarte bine. A adus aici mâncare foarte bună. Și eu nu pot să-ți doresc decât să o găsești. Să fie de unde vrei să fie. Nu contează. Vă aduce din străinătate. Da. Nu, să mă înțeleg cu ea, dai seama. Fie de România. Da, fii atent aici, Andreea Marin. Clasa mijlocie pe lângă mine. Deci ce-am făcut aici, am adus din toată lumea. Perfect. Ce-am făcut niște nebunii. Da. Să fie de România, aia e cel deci mai important. Să fie româncă, nu? Să fie româncă. Româncă 100%? Jet pe jet. Da, dacă se înscrie vreo mulatră. Și mai bine. Deci ți-ar plăcea, ha? Pe cui nu i-ar plăcea? Deci mulatrele au șansă maximă la tine. Da. Dar tu cam câți bani ai așa? Că în sensul dacă nu trebuie să-mi spui suma, ferească Dumnezeu, că nu-ți da fiți. Dar ai depozit la bancă la sau la Saltea? Nu, la Saltea. La bancă nu. Am înțeles. E mai sigur în casă. Haideți să nu mai punem în detaliu ăsta, că poate până ajunge acasă nu mai găsesc salteaua. N-are cum. E ascunsă bine, ha? Și deci nu e zgârcit. Nu. Și dacă vrea, ia o mașină? Ia o mașină. Păi și tu cum îți dai seama că ea e potrivită pentru tine? Vă dați seama că nu stau de vorbă cu ea două ore, hai să-mi iei mașină. Ce înseamnă asta? Corect, ai și tu dreptate. Eu îți zic să ai mult succes, ești un băiat foarte de treabă. În primul rând, ai și simțul umorului, ești și mai dezghețat așa. Da. Deci el este Marian Preda, un gospodar care își caută iubită. Așadar, când am uitat să te întreb câți ani să aibă. 23. Cât? 23, 22, 24, nu seama cu mine, nu mai mare.
22, 23, 24 și părul neapărat lung. Da. Păi hai să-ți arăt ceva, stai, fii atent. Stai mai un pic. Tu o știi pe... Hai să-ți arăt aici, pe Instagram. Ai Instagram? Da. Ai? Instagram-ul e un fel de cont de Facebook, dar mai mult cu poze, da? Păi uite, hai să-ți arăt eu ceva, ție, aici. Să-mi spui mie ce-mi răspuns. Stai să cauți și poza, da? Ca să fie foarte clară toată. Te uiți, stai un pic. Hai să caut poza aici, să vezi. Stai, o să vezi. Deci tu arăt așa. Uite-te și tu. Tu însă scurt, nu-ți place? Păi zi. Îmi place. Păi și atunci, vezi, adică, na, are părul băiețește tu însă, dar e corespunzătoare? Da, arată bine. Păi și atunci tu îți dai seama că când ai spus, practic, că n-au voie, uite-te și tu aici. Acolo, da. E super. Păi stai, hai că le arătăm și telespectatorilor despre cine este vorba. Că e, băi, uite-te și tu, a. Da, într-adevăr, arată bine. Păi arată bine, păi și atunci tu spui să aibă părul lung, asta are părul scurt, uite cum arată. Ce da, zici? Da, ia. Păi ca bine. Ea poate mai sunt și altele. Le vedem. Păi atunci te rog frumos, rectifică, poți să vină și tu. Poate să vină și tu se scurt. Ești chiar la chelie, că nu e bine. I-am arătat-o ceva mai devreme pe prietena noastră a emisiunii, Adelina Pestrițu. Tunsă scurt, uite aici, tunsă scurt, costum de baie regulamentar. Până la urmă, gospodarul nostru n-ar zice nu. A cedat. A cedat. Hai că ești un tip flexibil, asta îmi place. Marian Preda, înscrieți-vă la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe gospodarfărăpereche.protv.ro. Căutați-l, e o partidă senzațională. Îți mulțumim mult de tot. Doamne ajută. Să ne vedem sănătoși. Da. Mersi. Cu bine.